Fericita Fecioară a înțeles că Evanghelia trebuie trăită în mod radical. Mii de români au lăsat țara natală în urmă pentru a-și făuri o viață mai bună în Torino. Printre ei și Maria Arsinoaia, o bucovinancă din Fălticeni. De hramul cuvioasei Parascheva, femeia s-a îmbrăcat în straie tradiționale și a mers la Sfânta Liturghie. Astă noapte am lucrat. Am lucrat cu o bătrână care are tumoare și este sigur că nu mai are multe zile de trăit, dar m-a ajutat măicuța Domnului și am țipit un pic și am reușit să vin la Sfânta Evanghelie, la sărbătoarea noastră a tuturor românilor din Torino. Mica biserică românească din Torino a fost neîncăpătoare pentru românii veniți să o prăznuiască pe Sfânta Parascheva. Cu gândul la familia din țară sau la greutățile din Italia, cu toții s-au rugat și au mulțumit cuvioasei. Sunt de 5 ani, lucrez la o singură familie, mă simt bine, sunt fericită, am familia în țară, sunt foarte năcăjiți în țară, au locuri de muncă. Biserica românească din Torino poartă hramul Sfintei Cuvioase Parascheva. Este hramul comunității noastre, este o onomastică tuturor românilor creștini ortodoxi din Torino și împrejurimi. Este a doua parohie în Italia și această sfântă am simțit-o aproape și a făcut legătură sufletească între noi și românii care în aceste zile se îndreaptă către Iași ca să aducă cinstirea cuvenită Sfintei Parascheva. Aproximativ 50.000 de români se află în acest moment în Torino, iar în toată Italia trăiesc peste 1 milion de conaționali.